Let's get ready to rumble! Salutare, prieteni, și bun venit pentru încă un Whisky Review. Sunt Dan, iar canalul acesta de YouTube este dedicat în primul rând whisky-ului, pe care îl analizez trecând prin prezentare vizuală, miros, gust, final, după care îi dau o notă și îmi prezint concluziile. Și dacă vreți să fiți la curent cu review-urile mele viitoare, nu uitați să vă abonați la acest canal și să atingeți clopoțelul pentru notificări. Și acesta este cel de-al 6-lea episod despre whisky-ul companiei Lost Distillery, episod despre Lossie Classic, un reprezentant al regiunii Isle of Islay din Scoția, care face parte din gama Classic Selection. Dacă vreți să aflați mai multe despre Lost Distillery, puteți urmări episoadele mele anterioare, în special cele despre Dalaryowan sau Gerston. Așa că, da, astăzi este vorba despre Lossie Classic, Peated Malt Scotch Whisky, îmbuteliat la 43% volum alcoolic, la culoare naturală și nefiltrat la rece. Dacă privim înapoi, cu aproximativ 200 de ani în urmă, aflăm că distileria Lossie s-a înființat oficial în 1817 și a fost cel mai mare producător de whisky din Islay până când s-a închis în 1867. Era o distilerie de fermă care folosea propriile resurse de orz și turba locală și fiind cunoscută ca o fermă de înaltă calitate, pentru că acei ani de experiență de dinainte de a deveni o distilerie legală au făcut diferența. Așa este, Lossie a existat înainte de 1817, dar nu ca distilerie legală. A fost închisă între 1835 și 1844, dar când s-a redeschis, nu a mai fost o distilerie de fermă, aflată acum în proprietatea fraților Stewart. Din păcate, producția s-a oprit în 1867, iar gustul whisky-ului lor a fost uitat. Asta până când compania Lost Distillery a decis să readucă Lossie la viață. V-am povestit cum în episoadele mele anterioare. Iar alături de Lossie Classic găsim Lossie Archivist și Vintage, ambele îmbuteliate la 46% volum alcoolic. Așa că ce vedem aici? Culoare auriu pai în pahar, puțin uleios, culoare naturală dată de butoaiele de ex-bourbon folosite la maturare. Miros. Turba tipică insulei Islay. Iar acest miros l-am găsit și în urmă cu aproximativ 2 săptămâni când am analizat Smokehead Single Malt, acest miros fiind destul de asemănător. Este un fum moale de turbă cu o dulceață remarcabilă. Fenolic prietenos, nu medicinal, coajă de citrice și fără alcool. Există și o notă lăptoasă, unele note de sare de mare combinate cu ceva fructe tropicale și de asemenea o notă de mere verzi. Per total, un miros bun, prietenos și nu copleșitor. La gust. Da, ca și nasul, tipic Islay. Cenușă și fum, dar prietenos, fum de turbă, fum dulce de turbă și puțin stejar. Proaspăt și tânăr, probabil numai în vârstă de 5 ani, dar uneori tinerețea este un lucru bun, iar acest whisky nu face excepție. Se dezvoltă spre partea picantă și chiar dacă nu este agresivă, există o notă picantă piperată.
Finalul este unul lung, da, lung cu cenușă dulce, iar nota de piper este trimisă în acest final lung. 8,8 din 10. Pentru un whisky peated bun, care ar trebui să aibă gustul lositului de acum mai bine de un secol. După cum am spus și în review-ul Smokehead, există whisky-uri afumate și whisky-uri afumate. Acesta, după părerea mea, este unul blând, o alegere bună, de încercat dacă îl veți găsi și un alt punct de referință în călătoria voastră în lumea whisky-ului. Acestea fiind spuse, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Slangeva!